Muzeul Paulin este surprinzător. Povestește cam 1000 de ani de istorie, cu puține obiecte vechi și descrie cu calm momente violente. Un muzeu în care tehnologia, istoria și cultura se împletesc dincolo de orice închipuire. Este dificil să faci un muzeu în care oamenii nu doar că nu trebuie să se abțină să atingă exponatele, ci chiar trebuie să le atingă, iar în unele cazuri să se urce pe ele. Dar tocmai aici este partea frumoasă. Cu multă tehnologie poți face un muzeu cool, care transformă o temă relativ aridă într-una care te poate încânta. Zona vedetă este recrearea unei străzi de acum 100 de ani, cu proiecții în mărime naturală și ecrane de câțiva metri înălțime ce înfățișează scene urbane. De ani de istorie a evreilor din Polonia nu este o temă care să te convingă să vizitezi un muzeu dacă nu ești un mare fan al istoriei. Proiectul a demarat acum 10 ani, dar o parte dintre expoziții au fost inaugurate în 2013, iar marele eveniment de prezentare a expoziției principale la finele lui 2014. Costurile totale au fost foarte mari, peste 120 de milioane de dolari, aproape jumătate din bani venind de la guvernul polonez, iar restul de la diverse asociații evreiești, filantropi, dar și din donații venite de la cetățeni polonezi. Mai exact, clădirea a costat 67 de milioane de dolari, iar amenajarea expozițiilor 55 de milioane de dolari. Muzeul te uimește din depărtare, datorită clădirii moderniste proiectate de o echipă de arhitecți din Finlanda. Înăuntru, după un control ca la aeroport, nu poți decât să admiri acoperișul ce pare că se dărâmă spre vizitatori, într-un contrast interesant cu ferestrele uriașe de pe peretele opus. Muzeul Paulin este narativ. Nu spune povestea prin exponate vechi, ci prin ecrane tactile, proiecții, sunete și instalații ingenioase care te poartă spre timpuri îndepărtate. Prima expoziție prezintă începuturile evreilor în Polonia. O serie de touchscreen-uri îți arată cum erau monezile din secolul 10 și 11 și, apăsând pe fiecare dintre ele, o vezi mărită de peste 20 de ori pe un ecran alăturat. Poți explora pe un ecran tactil mare un cimitir evreiesc. Te poți plimba virtual printre pietrele funerare și poți alege pe care să faci click pentru a vedea istoria ei. Altă expoziție interactivă, plină cu ecrane tactile mari, pe care poți vedea cum era viața într-un târg din secolul 17. Apoi o capodoperă a muzeului, tavanul restaurat al unei sinagogi din secolul 18, luminată perfect, încât să poți vedea exact ce aveau în fața ochilor cei care treceau pragul acum 200 de ani. <fie>
Muzeul are în total 8 secțiuni cu diverse perioade istorice. O singură secțiune se ocupă de Holocaust, cea mai grea perioadă din istoria evreilor. Atât de violentă, încât în Polonia au rămas în 1945 doar 300.000 de evrei, din cei 3 milioane și jumătate câți erau în 1939. Creatorii muzeului au spus că este vorba de un muzeu al speranței, fiind amplasat în zona fostului ghetou din Varșovia, lichidat de naziști în 1943. Sălile Holocaustului sunt întunecate, cu mici casete luminate, ce spun istoriile crunte de la Auschwitz, Treblinka, Sobibor sau Birkenau. Istorii cu moarte, tortură, dar și cu speranță, fiindcă au fost evadări și unii prizonieri au izbutit să scape din iadul nazist. O expoziție în care polonezii să recunoască alături de germani masacrele comise împotriva evreilor părea de neconceput acum 10 sau 20 de ani și este o dovadă că polonezii și-au schimbat mult mentalitatea. Expoziția care acoperă cea mai nouă perioadă, de după 1950, cuprinde pereți cu televizoare alb-negru, vechi aparate de radio și mult sunet în general. Numărul evreilor polonezi a scăzut în război de la 3 milioane și jumătate la sub 300.000, dar după 1950 au fost în continuare prigoniți, cu un maxim în 1967 și 1968, astfel că în prezent în Polonia trăiesc acum cam 25.000 de evrei.